Pentru verde, căprui. Trebuie să vă spun că provocarea voastră de astăzi este să faceți o surpriză absolut delicioasă și plăcută unui personaj iubit din lumea sportului și care, culmea, se și pricepe la gătit. Oh. Aici ne gândim și noi cine ar putea să fie invitat, o surpriză, ca să mai dăm un Google în cap. Ilie Năstase. Nu știu, din lumea sportului... Mă gândeam așa la vreo atletă, vreo, nu știu exact, eu mă gândeam. Dar la cât sportivi și cât sunt toți vedete, acum nici nu mai știu la ce să mă aștept, dar nu contează, fie că e vedete, sportiv, client, om normal, pentru noi că toți clienții sunt vedete, așa că noi gătim la fel pentru toți. Ilie Năstase? Uităm în platou pe energica și foarte sufletista Ana Maria Prodan. Alături de noi, dar ce mă bucur eu, da? Că îmi place să mănânc enorm, nu se vede? Nu, Doamne ferește, nu se vede. Îți mulțumesc. Dar îți place și sportul. Da, Evei, să spune. Trecem peste acest subiect. Care sunt pentru prima dată la voi. Da, știm. Și este superb. Îți place. Mă tot e foarte profi la voi. Da? Da. Mulțumim. Și chiar mă gândesc că voi sunteți foarte tari. Și voi foarte frumoși. La voi mă uit. Recunosc. Mulțumim. Cred că știți că eu sunt gurmand. Deci... m-am chinuit mult prea, da, și m-am chinuit mult prea mult să ajung la voi, că văd că gătiți pentru toată lumea, numai eu nu pot să ajung la voi, mai suntem și același trust. Concurenții mi se opără super ok, așa, și cum e, ei se uită ciudat la mine, eu mă uit ciudat la ei, fiecare își pune întrebări, eu mă gândesc oare ori găti bine, ei se gândesc oare nebună asta o să ne jure. Vă invit să gătiți pentru soțul meu, că de-aia sunteți cei mai buni, nu? Of, ce bine ne simt, George, tu ce ai început să notezi? Am început să... familia Reghe, nu? Sau cum? Nu, am început să notez din ceea ce ne spunea Ana Maria. Voi, Ana, că trebuie vreo 3 carnețele să notezi ce vreau să mănânc. Hai să faci și pasta. Hai să faci și pasta. Nu mănânc feng shui. Deci dacă nu-mi puneți multă mâncare în farfurie să mă satur, și eu, și soțul, și copiii, și prietenii, și care ori mai fi pe acolo, e mare problemă. Ana Maria, Reghe pregătește, nu? Da, deci el este bucătar. Când se va lăsa acasă? De fotbal, se va face bucătar. Ce să zic, Reghe gătește, noi nu jucăm fotbal. Da, acolo are 1-0. Cred că gătești de drag așa pentru antrenorul Stelei, mai ales că, uite, sunt și steliși printre ei. Pot să mănânc orice, de la șerpi, melci, n-am treabă, dar copiii nu mai pui. Mai pui? Da, deci avem o nebunie așa, sau gătește orice altceva, dar îi spui că este pui. Orice vreți voi gătiți-mi, dar să fie foarte bun. Să vă întreceți pe voi așa.